Salutare! Pentru că insistențele au fost destul de măricele, am decis să fac și partea a doua din Q&A comanda la mine. Regulile pentru cei care ați văzut și prima parte le știți. Deci vom începe cu prima întrebare. Dominic underline arm, ceva genul acesta. Mai ții legătura cu Adina? Da, încă țin legătura cu Adina. Nu vorbim foarte des, dar mai vorbim. Baby underline 238. Scrisoarea pe care ai primit-o era de la mama ta sau de la mătușa ta? Păi, din câte știu eu, era de la maica mea. Adică maica mea îi spusese mătușii mele ce să-mi scrie. Mamă, și a fost o scrisoare foarte lacrimogenă. Uitasem de treaba asta, jur. Întrebarea numărul 3. DXNIZ, ceva de genul acesta. Cu fata aia, Roxana, din comanda la mine, ai mai vorbit? Nu o chema Roxana, o chema Ramona. Am vorbit recent cu ea, i-am spus să facem un live, să vorbim cu lumea, doar că nu prea a vrut. Dar nu pot spune că vorbim la modul gen, suntem foarte buni prieteni. Întrebarea cu numărul 5. Ai avut un crush pe Ramona, nu o suportai? Gen, cred că e una din aceste două variante. Băi, nu, n-am avut un crush pe Ramona pentru că nu era genul meu de fată. De suportat nu pot să zic că nu o suportam, dar nici cea mai la suflet ființă nu-mi era. Dar eram amic sau să zicem doar că era foarte mult respect datorită pricinii că conviețuiam împreună. Întrebarea cu numărul 6, no name. Schimbarea s-a văzut imediat după terminarea emisiunii, nu spune numele, te rog. Băi, schimbarea nu cred că s-a văzut imediat după emisiune, cred că s-a văzut la puțin timp după, când am început eu să realizez, să conștientizez anumite lucruri, abia atunci s-a văzut schimbarea. În momentul în care am început eu să mă maturizez, să zicem. Atunci da, s-a văzut schimbare. Întrebarea cu numărul 7. Eu sunt Georgiana, legată. Cum poți descrie într-un singur cuvânt viața ta amoroasă? Wow! Nu cred că m-aș putea rezuma doar la un singur cuvânt. Viața mea amoroasă aș putea să o descriu într-un singur cuvânt. Nu știu care ar fi cuvântul potrivit, însă derizorie. Da, așa este viața mea amoroasă, derizorie. Întrebarea cu numărul 8. Care-i faza cu tatuajul de pe picior? Tatuajele de pe picior sunt primele mele tatuaje pe care mi le-am făcut singur și sunt făcute în memoria unui prieten care mi-a murit în brațe. Nu vreau să dezvolt mai mult acest subiect. Întrebarea numărul 9, Bianca Nicoleta. Cred că n-am spus numele persoanei cu întrebarea numărul 8. Este Oana underline 11. Așa, întrebarea cu numărul 9 este de Bianca Nicoleta 09. Deci chiar vreau să văd dacă Adina a ajuns doctor, mai știi ceva de ea? Da, știu de Adina. Nu, n-a ajuns doctor deoarece nu are vârsta necesară, încă studiază medicina, dar cu siguranță va ajunge și acolo. Întrebarea numărul 10. Patricia. Mai ții legătura cu prietenii pe care i-ai avut de demult? Da, cu o mare parte din ei, chiar da, ne vedem destul de des, ieșim. Cu unul singur, băiatul care a fost la mine la poartă, cel îmbrăcat în armii, cu acela pot spune că am o prietenie foarte strânsă. Îl cheamă Dani și e cam singurul om cu care am păstrat o prietenie extraordinar de strânsă. În rest, mai mult de amiciție, tovărășie, salut, ce mai faci, bine, tu, pa, cam asta ar fi. Dar cu Dani, da, chiar am rămas prieten foarte, foarte bun. Întrebarea cu numărul 11, Oana Vlad. Cred că ți-am mai răspuns odată la vlogul anterior, la Q&A-ul anterior, la o întrebare. Regres ceva ce ai spus, făcut în emisiune? Da. În În primul și în primul rând regret faza cu pisica, iar în al doilea rând de spus nu regret nimic din ce am spus, pentru că pe mine maica mea m-a învățat să fiu un om asumat. Iar când spun un lucru, indiferent că după 10 minute îmi schimb părerea, am spus deja lucrul acela, nu mai pot da timpul înapoi și trebuie să fiu asumat cu ceea ce am spus sau făcut. Întrebarea numărul 12, user 20939. Ce părere ai despre LGBT? Ai prieteni gay, bi? Deci sunt două întrebări într-una. Păi nu am nicio părere. Consider că fiecare e liber să facă ce vrea cu corpul lui. Nu, n-am nicio părere. Ai prieteni gay sau bi? Da, am. Am prieteni și gay și bi. Nu am nicio problemă cu ei. Nu am avut niciodată vreo divergență cu ei. Pentru că sunt genul de oameni, cel puțin eu am avut norocul să dau de oameni ok din cu aceste orientări. Eu nu sunt atras de bărbați. Nu-mi place ca un bărbat să se dea la mine să-mi facă avansuri. Iar ei au știut să respecte această barieră și tocmai din acest motiv suntem prieteni destul de buni. Întrebarea numărul 13, Fabian.Cosmin. Atunci când a trebuit să pleci acasă, chiar ți-a părut rău sau doar te-ai prefăcut? Păi, și dacă ai vrea să te prefaci, nu prea ai avea cum. Da, mi-a părut rău, pentru că totuși trecuse o săptămână de zile, zi și noapte eu eram cu oamenii aia și nu pot să spun că mi-a părut rău doar de Ramona, doar de Tanti Maria, Adina, etc. Nu, mi-a părut rău inclusiv de cei din producție, care, deși ne manipulau ei și ne prostau să facem anumite lucruri, erau niște oameni extraordinari de șmecheri. Dar nu, n-am niciun... nu știu ce să zic. Nu m-am prefăcut. Așa, user non-KME, ok. Ce părere ai despre faptul că oamenii te consideră bombardier? Ok, this is a good one. Băi, n-am nicio părere. Fiecare e liber să-și exprime părerea așa cum vrea și cum dorește, chiar și necunoștință de cauză în cazul de față. Dar sunt conștient de faptul că foarte mulți judecă o carte după aparență, fără ca măcar să mă cunoască, fără ca măcar să-mi știe gusturile, fără ca măcar să mă asculte, să vadă cam ce fel de om sunt eu. E ușor să judeci o carte după copertă, dar nu ai cum să-ți dai cu părerea despre un om pe care nu-l cunoști. Iar din simplul fapt că eu am câteva tatuaje, mai multe, nu înseamnă că sunt bombardier. Bombardieri sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt genul acela de persoane, și nu vreau să jignesc pe nimeni, e doar părerea mea. Îmi par genul acela de persoane care se duc la han, se iau de oameni pe stradă pentru că arată într-un fel anume, foarte nerespectoși, agramați, whatever. Eu nu mă încadrez în tipul ăsta, în tipologia aceasta de om. Nu m-am încadrat niciodată. Iar din punctul meu de vedere, bombardierul este fostul cocalar. Deci, ce părere am despre faptul că oamenii mă consideră bombardier? Niciuna. Să considere ce vor ei, iar eu îmi văd de treaba mea. Doar că până acum nu am văzut niciun bombardier cu flash în ureche sau bombardier care să aibă plin playlistul de muzică rock. Așa că considerați-mă voi pe mine bombardier, că o să meargă foarte rău dacă aveți această părere. Întrebarea următoare și ultima, din păcate. Alin.alinuț02. De ce nu ai continuat cu muzica? Păi nu cred că te-ai uitat pe canalul meu de TikTok, nu cred că ai dat niciun search pe Google, pe YouTube, scuze. Fac muzică, încă cânt, nu mai cânt într-adevăr la chitară, dar încă am. Chiar luna trecută cred că am scos o piesă, luna trecută sau ceva de genul. Da, încă fac muzică, urmează să scot o piesă, urmează să fac o piesă nouă, doar că momentan nu mă pot axa, nu pot face o investiție foarte mare în muzică, deoarece nu sunt atât de pregătit financiar întrucât să pot investi doar în asta. Așa prefer să merg pe chestia asta cu vlogurile, Q&A-urile, live stream-ul, pentru că sunt niște lucruri care îmi plac foarte tare și eu sunt genul de persoană căreia îi place să comunice cu oameni. Nu știu dacă v-ați uitat la anteriorul Q&A-ul anterior, dar cred că la 99% din comentarii am răspuns și ăsta voi fi till the end. Îmi place să fiu implicat în comunitatea aceasta și vreau să creștem cu toții. Acestea fiind spuse, ăsta este Q&A-ul. Mă bucur foarte mult că ați avut răbdare să ascultați până acum. Dacă mai aveți întrebări, le puteți adresa în secțiunea de comentarii și nu uitați, vă rog eu mult de tot, să dați un share, un subscribe și să apăsați acolo butonașul ăla de drink. Cel mai probabil următorul vlog va fi legat de tatuaje, pentru că foarte multă lume mă întreabă semnificația lor, cât au costat. Deci cred că următorul vlog va fi legat despre asta. Până atunci vă pup și vă urez un weekend extraordinar. Pa! Sana din comanda la mine, da, reluăm. Underline, underline, 117, underline, underline, underline. Așa. Schimbarea s-a văzut imediat după terminarea emisiunii. Nu îmi spune numele, te rog. A, nu, nu e...